mă mai indignează nimic. În general, pe planetă, dar aminte pe cocioc. Este un cetățean, unul care prestează multe concerte din bani publici, Tudor Chirilă se numește, și care, pe lângă alții, tăticul primăriilor și consiliilor județene din România, care adevărul e că și ele, aceste entități administrativ-teritoriale, se mulează pe cetățenii din acolo. Deci, bă, ce le trebuie la cetățenii ăștia, de fapt? Ila, ila, gheorla, gheorla, zringhi, zringhi, binghilinghi. Corect! De-aia, totuși, țara este cum este, adică nu este. Pentru că ăștia suntem noi. Și, de fapt, noi asta ne dorim. Zringhi, linghi, gingi, binghi, binghi, binghi. Atât. Bun, dar asta așa ca paranteză. Acum, Tudor Chirilă, mesaj dur la adresa președintelui Iohannis. Nu sunteți un neam serios, ci un leneș ahtiat după imagine. Marș, mă! Marș! Îi spun, desigur, domnului Tudor Chirilă. Marș vine din... E un cuvânt din franceză. Bănuiesc că suntem francofoni. Marș, mă! Ce, mă? Marș! Vă dați seama că nu-i spun acest cuvânt de inspirație franceză domnului Tudor Chirilă ca să-l apăr pe domnul președinte Klaus Iohannis, pentru că domnia sa este mult prea puternic pentru a avea nevoie de susținerea mea timidă. Nu. Dar totuși, cât tu pe oare și ăsta, Chirilă ăsta, totuși, cât tu pe oare? Marș. Să trecem mai departe. Adică, vreți să detaliez de ce este viermănos demersul lui Tudor Chirilă? De ce pute demersul? Această prestație publică a lui Chirilă pute. Rău. Inadmisibilă. Absolut inadmisibilă.